Jucată în condiții grele, pe un teren cu multe bălți create de o ploaie care parcă nu se mai oprea, partida pentru desemnarea câștigătoarei Supercupei României pe 2016 s-a finalizat cu victoria echipei giurgiuvene Astra Giurgiu. Fotbaliștii giurgiuveni s-au impus cu golul marcat în minutul 86 de William de Amorin și astfel Astra a intrat în posesia celei de-a doua Supercupe a României, după ce prima a fost câștigată în 2014. Partida de pe Cluj Arena, desfășurată în compania CFR-ului din Cluj, a fost arbitrată de István Kovács, Vasile Marinescu, Valeriu Avram și Marcel Bostan și a fost presărată cu multe cartonașe galbene. Supercupa României a intrat și în posesia jucătorilor clujeni în 2009 și 2010.